Vreau să plec în Caraibe. Da, mă, okay. Te-ai observat că nu te întreabă nimeni și la un moment dat debitez câte o chestie de asta. Da, am observat, adică și ce dacă? Și la un moment dat tu zici, vreau o casă din cărămidă să semene cu alea Dar din Camden Town. Dar nu e normal, mă, să fie vremea asta, nu e normal, asta nu se pupă cu ceea ce simt eu în corp. Asta am înțeles, da. Înțelegi? A fost cel mai friguros 18 martie de când se măsoară temperaturi în... Da, da, mai nins în martie, să nu ne... A mai nins, da, numai că suntem în aprilie, noi, aproape. Am mai nins și în aprilie. A nins și în aprilie, se cheamă zăpada miei. Am înțeles că se cheamă miei. Vorbește cu o femeie și îți va explica în martie că e deja aprilie. Păi ce mai e, Dani? Pac, 10 zile mai sunt. Dacă o contrazici, îți dă peste nas. Zice cum să mă contrazici? De ce bă, dar de ce să o mai contrazici? Tu nu te uiți la mine că sunt pe genul, poți să zic orice și că sunt blond cu ochii albaștri. Aprob. Exact, compromisul. Ține ziua mâine dacă vrei. Na, că poate fi 8 august. Na, niciodată. A, nu, stai cu ziua. Cum să o ții înainte să fie de adevăratele ziua ta? Dar de ce să fii mai bătrân? Exact. Trebuie să ai 7 zile de ghinion, 7 ani de ghinion. Nu. Vezi de treabă, bă. Nu, trebuie să-l lași. Nu, lași așa. O lași așa. Ce mai bine. Te gândești la... Știi cum erau calculatoarele alea cu cartelă? Ce rămânea din cartela aia, noi făceam confeti pentru... Da. Da. E, tu trebuie să vizualizezi operațiunea aia de compostare. Tac, tac, tac. Tu la asta te dar gândești? Dar ce strategie are! Mamă, mamă, și cum erau alea, roz, albastre, galbene, știi? Și alea, țac, la mine în cap, țac, că ai mult de numărat. Și ea zice, Răzvane, țac, în weekend țac, o să nu știu ce, țac, și tu, țac, ai, fac confeti. De ce nu am schimbat niciodată mobila asta? M-a plictis ideea. Țac, țac, confeti. Confeti. Vezi, Doamne ferește. Vezi cum să spun, rolele alea de la ziarele pe vremuri când se editau așa. Înțelegi? Și te concentrezi la mișcarea aia de rotație. Răzvan, de ce nu mi-ai verificat roata de rezervă de la mașină? Aici ați mai sar foile din când. Dar ce tare că tu ești leu și poți să te... Eu văd negru, roșu, gata, s-a terminat. Nu, de la 30 de ani, nu știu ce descendent, ascendent am. Și că trebuie să număr până la 10. Trebuie să număr până la 10. Păi eu la 1 explodez. Nu, stai, calm. Flavia, parafrazând un banc mai vechi... Ia, hai să vedem bancul mai vechi. Atitudinea asta, rămâi cu elefantul. Ce nu, să-l tot timpul e rău, adică să rămâi cu elefant. Mergem la Amalia, care este la horoscop. Mult mai calmă decât noi. Da, Amalia e zen. Chiar că e zen, nu știu cum face. Cred că ia ceva, medicație. Hormonal copilul. Nu, așa am fost întotdeauna. Așa e, mă. Da, așa. Eu pun în balanță totul și după aceea. Da, și când... Foarte răbdătoare. Foarte, foarte permisivă, foarte robotă. Da, când mi s-a pus pata, mie-mi plac oamenii. Eu nu cred în asta. Deci eu sunt în stare să contest asta. Eu nu cred în asta. Eu nu cred că cineva e așa, că foarte mulți oameni că sunt. Păi uite, mă. Cernel acum și mai merge rotativă. Bine, eu nu, dar și când mă enervez, eu mă enervez adică, tot timpul. Da, adică eu zic. Nu înțeleg cum o fi oare să stau, noi... să stau și când mă enervez. Te-ai observat că noi, în încercarea de a nu te scoate din pepen, ceea ce e o chestie foarte... Da, odată un bună dimineață a scos-o din... Aia, tu ai observat că noi tot timpul te salutăm interrogativ, adică noi nu zicem bună dimineața, Flavia, zicem bună dimineața, Flavia. Sau câteodată unii oameni mă salută bună dimineața, cu ochii în jos, așa și... Ei, nu, dar ne uităm să numai... să nu fie eye contact. Da, adică, pe bune, nu-ți spune nimic chestia asta? Încerc să... Să ignor, știi, să zică, a, sigur mi se pare. Da, mă, nu mă, sunt ok, ce aveți, mă, ce sunt ai, mă, super ok. Ce ai, mă, cine e, supărată? Sunt super zen. Da. Uite, credeți că mi se umflă vena? Ales când ridici tonul, da. Un pas.